Învățăturile mântuitoare se aplică la toată lumea. Învățătura mântuitoare este universală. Nu există om care spune că vrea să se mântuiască și să spune că el se mântuiește nu știu prin ce religie. Nu există. În afara bisericii și în afara ortodoxiei nu există mântuire. Negarea învățăturilor mântuitoare înseamnă negarea lui Iisus Hristos. Și fiți atenți ce spune Sfântul Apostol Pavel, ca să înțelegem ce înseamnă biserica, de la Apostolul Pavel, nu de la tilicarii ăștia care vorbesc despre biserică. Fiți atenți ce spune. Chiar dacă noi, apostolii, sau un înger din cer va vesti altă evanghelie decât aceasta pe care v-am vestit-o eu, să fie anatema. Ce acceptă Apostolul Pavel aici? Că și el poate să greșească. Că învățătura bisericii nu o să stea niciodată într-un singur om. De aceea poate să cadă din biserică cu sutele. Poate să fie în biserică sute de desfrânați, sute de avari, mii de avari. Poate să fie în biserică sute de întunecați la minte. N-are nicio treabă chestia asta. Este căderea lui personală, nu este căderea bisericii niciodată. Și Apostolul Pavel spune lucrul ăsta. Dacă eu vreodată am să vă vestesc altă evanghelie, eu să fiu dat anatema de către biserică. Eu cred că toată discuția noastră din seara asta putea să fie numai în punctul ăsta. Atât. Cu versetul ăsta, dacă ne adunam și se adunau oameni acolo și erau câțiva oameni acolo și spuneam, fraților, fiți atenți, vă rog frumos, la versetul ăsta. Care zice Apostolul Pavel? Dar nu numai despre el, fiți atenți ce spune. Înger din cer, dacă vine și vă vestește vouă altă evanghelie, ăla e anatema. Vă dați seama ce înseamnă să dăm noi anatema un înger din cer? Aia este puterea bisericii. Puterea bisericii nu să, așa spune, vor veni Hristos mincinoși și vor face minuni ca să înșele pe mulți și vor cădea chiar mulți dintre cei aleși. Dar nu, fiți atent, că o să vă zic că Hristos este în pustie, nu stați în casele voastre, Hristos să zice, nu, unul singur este Iisus Hristos. Și completează Pavel, precum v-am spus mai înainte, iarăși vă spun, dacă propovăduiește altceva decât ce ați primit voi de la mine, anatema să fie. Și aici intră în esența problemei, ca să înțelegem noi din ce cauză apar o învățătură și altă învățătură. Din ce cauză apare o concepție și altă concepție. Din ce cauză apare o filozofie și altă filozofie. Din ce cauză apare un mesaj și alt mesaj. Spune așa Apostolul Pavel, că eu acum ce caut? Bunăvoința oamenilor sau pe al lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Nu. Dacă aș plăcea oamenilor, n-aș mai fi rob al lui Dumnezeu. Aici Pavel este dumnezeiesc, pentru că numai Pavel poate să fie în felul ăsta, în minte este Dumnezeu și este inspirat de Dumnezeu și spune în felul următor. Băi, toți care veniți cu învățători, sunteți niște lași care nu încercați altceva să faci decât să placeți oamenilor. Și în momentul în care ai început să placi oamenilor, ai devenit rob al oamenilor. Asta este tragedia. Pentru că tu ai un mesaj care astăzi este interesant. Azi, păi, și toată lumea te aplaudă și toată lumea zice, păi, ce am făcut, ce am reușit. Dar tu din momentul ăla trebuie să furnizezi același mesaj. Tu nu mai ai dreptul să ai alt mesaj. Că din momentul ăla mulțimea te linșează. Păi stai tu, până acum ne-ai vestit. Mai degrabă să ai puțini oameni care îți apreciază mesajul tău, dar ăla să fie al lui Dumnezeu, cum a fost al lui Pavel. Decât să ai mulțimi de oameni care îți apreciază ăla să nu fie mesajul Dumnezeu. Că așa zice, nu mai sunt rob al lui Dumnezeu, te-ai făcut rob al oamenilor. Și Iisus Hristos întreabă, ca să vedem că învățăturile acestea care sunt și cu aceasta încheiem, că deja e ora 11. Iisus Hristos întreabă frumușel, ca să înțelegem că tot ceea ce este scris în Scriptură putem să citim într-un fel sau în alt fel. Când vine omul și întreabă, Doamne, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea veșnică? Și Iisus Hristos pune degetul pe rană și spune, dar ceea ce este scris în lege, tu cum citești? Pentru că unii ce citesc ce este scris în lege și în învățăturile lui Iisus Hristos, în învățăturile mântuitoare, într-un anumit fel, și ne spune Sfântul Apostol Petru, ne spune de data asta despre învățăturile Sfântului Apostol Pavel, aveți grijă!
că în scrierile acestui om sunt multe învățături pe care cei neștiutori și necredincioși le răstălmăcesc cum? Spre a lor pieire. Să fim foarte atenți la învățături și să vedem ce se întâmplă în sufletul nostru. Niciodată învățătura mântuitoare nu este făcută, vai de mine, să ne facă pe noi să ne simțim bine, să ne facă să ne simțim frumoși, să ne facă să ne simțim noi, vai de mine, așa de împliniți, pentru că nu este despre viața de aici. Deși Dumnezeu nu exclude cele despre viața de aici, că așa spune, dacă voi căutați împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu, nu dreptatea oamenilor, toate celelalte se adaugă vouă, că știe doar Tatăl vostru, cel din ceruri, că aveți nevoie de toate cele ce sunt pentru trai.